Brașoveanul Remus Miron a notat 24 de ore continuu pentru o cauză nobilă. A parcurs 60 de kilometri și a stabilit un record național. Și asta în cadrul evenimentului caritabil Ultra Swim Challenge 2014, organizat de Club Smart și de reprezentanții Hospice Casa Speranței, care a avut loc sâmbătă în incinta Complexului Olimpic de la Izvorani. Tot efortul a fost depus în sprijinul pacienților de la Hospice Casa Speranței. Ca să susțină o asemenea cauză umanitară, Remus Miron s-a antrenat 2 ani, a notat 20 de kilometri pe săptămână. Organizatorii au reușit să obțină din donații peste 10.000 de euro și să implice în proiect peste 150 de înotători. Alături de noi în studio se află Remus Miron. Bună seara! Bună seara! Remus, nu ești aici ca să fii ridicat în slăvi. Ai venit pentru că ești încrezător în puterea exemplului. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii din gestul tău? Oamenii ar trebui să înțeleagă din gestul meu că dacă ești sănătos, este un privilegiu, iar dacă poți să faci ceva în timpul liber pentru cei care nu mai pot, nu ezita să te implici concret. Un antrenament susținut pentru o cauză nobilă. E vorba și de pasiune aici, exploatată într-o misiune caritabilă. Sigur că da. Un antrenament foarte intens, de 3 ori pe săptămână, în timpul liber, îți aduce o stare de bine, o condiție fizică bună, te ajută să-ți evaluezi mai mult forțele și aptitudinile, îți organizează foarte bine timpul și te face să te simți bine alături de ceilalți care se implică la fel în astfel de proiecte. Nu te afli la început de drum. Ai practicat în notul ca sport de performanță. Da, m-am lăsat în 1997 și am revenit acum 2 ani la mișcarea Masters. Ce înseamnă această mișcare Masters? Mișcarea Masters este recent inițiată și în România. Mișcarea Masters reprezintă la bază reunirea, să spunem, a foștilor înotători, a amatorilor, a celor care, să zicem, știu să înoate și doresc să învețe mai mult, al pasionaților de înot. Este o mișcare care începe de la 25 de ani plus, din 5 în 5 ani. Se fac concursuri internaționale și naționale cu mișcarea Masters, se fac clasamente în funcție de categorii de vârstă, la fel ca și mișcarea profesională, juniori, seniori, doar că este pentru cei de la 25 de ani plus. Ce te-a determinat să te implici în proiectul inițiat de reprezentanții Hospice Casa Speranței? Anul trecut a fost prima participare în cadrul acestui eveniment. M-a determinat scopul competiției. Era un scop și este un scop caritabil prin care fiecare notător care se înscria în concurs plătea o taxă de participare. Își lua un angajament că strânge o anumită sumă de donații pentru care trebuia să înoate. Anul trecut am făcut asta prima oară. Am înotat 20 de kilometri în aproape 6 ore, m-am simțit extraordinar și am zis că peste un an o să mai încerc să strâng mai mulți bănuți și să înot mai mult. Ce s-a întâmplat anul acesta? Anul acesta mi-am propus să înot 24 de ore, a trecut încă un an de antrenamente, am fost testat și verificat. Antrenoarea Gabriela Micle s-a ocupat cel puțin ultima perioadă de verificarea tehnică, ca să spun așa. Nu foarte ușor mi-a fost să iau decizia să chiar să înot 24 de ore. Mi-am propus să strâng 7200 de lei din donații, lucru care s-a realizat, am depășit targetul respectiv. Am reușit să înot 24 de ore și sunt mulțumit. Cine s-a alăturat efortului tău? Cine te-a susținut în acest proiect? Pe parcursul proiectului sau înaintea proiectului? Pe parcursul proiectului cel mai mult m-a ajutat foarte mult prietena mea, Beatrice Bașco, care a fost suportul total, atât
psihologic, cât și ca și hrană pe parcursul pauzelor. Foarte mult m-au ajutat cele trei echipe de medici de la divizia BGS din București, care mi-au oferit suportul tehnic profesional exact când am avut nevoie. Și totodată, cel mai important, prietenii apropiați și susținătorii care nu au dorit să ignore această mișcare, ci s-au implicat concret cu o donație, lucru care e cel mai important. Adică e ușor să spui că vrei să faci bine sau că ai vrea să faci bine, dar cel mai important este să faci fizic, cum ar veni, pentru că ignoranța asta doare foarte mult. Ce fel de oameni ai constatat că răspund unor astfel de acțiuni caritabile? Mă așteptam să răspund tot oamenii din zona Notului, adică probabil după încă atâția ani de zile noi toți sperăm ca Notul să capete o importanță mai mare la noi în țară, să aibă o atenție mai mare, oamenii să fie mai aproape de sportivii cu rezultate. În alte țări, cum ar fi Italia, Franța, astfel de competiții ajung la sume de donații de nivelul 1 milion, 2 milioane de euro. Poate în viitorul apropiat se va întâmpla și la noi. Cu siguranță. În ce a constat evenimentul propriu-zis? Evenimentul propriu-zis a constat în primul rând, puteau participa notători și profesioniști și amatori, individual sau în ștafetă. Trebuiau practic să noate atât cât și-au luat fiecare angajamentul, că vor să noate. Fiecare a achitat o taxă de participare și fiecare a încercat să strângă cât de mulți bănuți a putut în beneficiul Fundației Hospice Casa Speranței. Ce sper să se întâmple ca urmare a implicării personale? Aș spera să continue astfel de evenimente. Aș spera ca oameni care au influență sau oameni care nu știu că există astfel de evenimente să se implice, să ia act și să ne susțină și cei care stau acasă și sunt sănătoși și nu-i doare nimic să fie atenți că acest lucru e un privilegiu și acum cât pot să ajute, pentru că mai târziu probabil va veni momentul când și ei, la rândul lor, vor aștepta ajutorul altora și nu mi-aș dori să fie necesar acest lucru. Remus, mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. Continuăm știrile. Iată, acesta nu este un caz singular. Vor